Dragă, bine te-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Te-am găsit astăzi într-un cadru foarte frumos, foarte drag sufletului tău, care cred că te-a ajutat, așa, ai spus acolo undeva pe suflet, suntem la Caminul, în Cluj, în piața muzeului. Ce ne poți spune tu, ce simți tu în legătură cu locul, în primul rând, în care ne aflăm? Păi, în primul rând, e energia. De la energie pornește tot. Și pe mine mi se pare că mi se potrivește partea asta de retro, post-industrial, pre-industrial, cum e locația făcută și atunci m-am lipit foarte mult de locație și oamenii au fost foarte înțelegători și am început o colaborare cu ei și de-aia vin foarte mult aici. O locație chiar de suflet, așa cum zic. Știm iarăși că prima ta piesă a fost aproximativ făcută în anul 2001. Da. Și a fost sigur e o piesă care ții undeva, ții acolo. O mai am și acum. Care? Despre ce piesă e vorba? E doar o domnișoară care așteaptă. De fapt, e o inspirație după Loham din Statele Unite. Nu e o siluetă care așteaptă pe o bancă. Cred că așteaptă dragostea, să zic, sau așteaptă jumătatea, sau... Ce frumos, nu? Da, sau așteaptă un sărut, dacă se știe. Mai frumos, mai romantic. Știm că între timp ai realizat de la prima ta piesă, până acum ai realizat foarte multe piese. Adevărat. Piese pe care noi le apreciem atât noi care suntem în țară, dar le apreciază mult și cei de dincolo. Și mai știm că ai o filozofie a conceptului tău de art blending, care este sârmă cu suflet. Mie mi-s foarte dragi sufletele și atunci îmi place foarte mult conceptul tău. Dar totuși, e o sârmă și un suflet. Cum reușești tu să, nu știu, să însuflețești sârma? Ce faci tu? Cum anume se produce magia ta în atelierul tău? Faci cu baghita magică? Cum reușești? Nu știu, cred că eu sunt tip extrem de energetic. Nu știu nici să desenez. Nu prea să știi și așa. Nu fac nici schițe, nu merg pe o linie. Pur și simplu, un exemplu, iau sârma, mă gândesc la piesa care trebuie să o realizez sau doresc să o realizez, da. De multe ori fac pentru mine și după aceea se întâmplă să fie un mare succes piesa respectivă și cerută. Doi și gata, deci asta e tot, toată filozofia și acolo, cred că sunt atât de sincer și de naiv și cred atât de mult în energia asta care îmi prim sârme, încât totdeauna iese piesa respectivă. Cred că motivația să faci un lucru vine de aici din interior, dar cred că inspirația ne luăm toți din lumea înconjurătoare. Corect. Eu, de exemplu, partea mea de interior îmi vine întotdeauna, îmi vin în diminețile mele frumoase, în care vin băieții mei și mă pupă și primesc cu picul și mă pupăcesc și transmit, știi, vine o chestie așa de interior. Am inspirație și pot să creez nunți așa pe sufletul fiecărui client. Te întreb la tine, de unde ții tu inspirația? Cum te inspiri? Pupicii de dimineață, iubitei tale, de unde te inspiri tu? Pot să fiu inspirat și din pupicii iubitei mele, nu am cum să zic altfel, dar dacă e să discutăm pe o linie strict de creație și de... cred că mă inspiră oamenii și energia lor. Lucrări de sârmă care reprezintă 8 personalități, 8 legende. Sunt 8 legende care m-au marcat pe mine. Care sunt? Hitchcock, Hepburn, Liza Minnelli, Christopher Walken, Daniel Craig, adică la toți le-am văzut filmele sau... Woody Allen. Woody Allen, exact. Jim Morrison Jr. au avut și parte de film, să zic, și prin tot ceea ce a făcut el în lumea muzicii. Pe mine m-a marcat. Iar cei sunt 8 și nu 10 sau 7, da. Pentru simplu fapt că fiecare an e dedicat unui legendă, fiecare an de art bending e dedicat legenda. Oh, și... Da, asta deci să înțelegem că pe parcurs... Da. Să v-am mări colecte de absolut. Deja la 9 le-au apărut, îi luau pe tenire. Adică aveau o apreciere foarte mare pentru toate persoanele care făceau lucruri ușor. Și îmi zicea bunica că în fiecare obiect pe care îl face cineva, în fiecare, rămâne o parte din sufletul lui. Și cred că asta vrei să-l transmire. Exact da, cum e aici, asta, la Camino. Aici ai povestea cu sârmă cu suflet. Da, cred că de aici s-a venit. Da, exact. Și atunci ce să înțelegem noi? Că munca ta e o pasiune, un hobby care să te ajută să te întreții sau încet, încet devine o afacere? Te întreb pentru că și la mine. Prima oară m-am jucat și cu organizarea nunților, în sensul că ajutam o prietenă să-și organizeze nunta. Lucrurile au evoluat și când e vorba de business, lucrurile stau un pic diferit. La tine cum e? Mă feresc de termenul afacere, mă feresc de termenul business. Așa? Nu am niciun plan de acțiune, nu am în spate o strategie. Ești un artist, ești un artist. Nu neapărat că sunt artist, fac lucrurile efectiv simplu. Și art bending pentru mine e un proiect fantastic. Care, art bending e, să zic, brandul care mă plătește, făcut de mine. Și cred în tot ceea ce se întâmplă.
Nu am nicio estimare, dar doresc să-l duc undeva peste 15-20 de ani să am lucrări mai mari, mai complexe și să ajung în mai multe case. Dar tot eu să fiu cel care să facă. Tot tu să ne pui sufletelul tău, exact, așa nouă. Iar ca plan nu pot să spun absolut nimic. Peste câțiva ani putem... Vorbim! Da. Și dacă ar fi să te reprezinți prin modelaj, prin sârmă pe tine, cum te-ai reprezenta? Cu nasul meu ascuțit. Așa? Exact ca și eu, tot profilul care l-am pe site. Și numai din profil. Da, dacă ar fi să reprezinți, de exemplu, nu știu, fericirea, dragostea, cum crezi că ai reprezentat-o asta cu propria ta artă, cu mânuțele tale? Dragoste ușor de interpretat. Depinde. O inimă sau o jumătate de inimă spune mai mult decât 700 de, nu știu ce, accesorii și așa mai departe. Așa. Iar fericirea, asta e o chestie care cred că e foarte cât de reprezentat. Eu te întreb pe tine, că vorbim de fericire, ești o persoană fericită? De dimineața până seara, da. Dar asta de curând, de când am schimbat... Mi-am schimbat, să zic, mentalitatea de la negativism spre pozitivism. Știu că primești solicitări din partea mirilor, da, mireri pe care noi ca și voi din prenam de foarte multe ori trimitem către tine, dar mai știm că nu e activitatea ta principală în nunțile, mirii, evenimentele. Știm că e un 10-15%. Cum reușești tu prin produsele tale, prin modelaj, prin sârmă, cum reușești să oferi personalitatea unei nunți? În primul rând, partea de nunți a început așa foarte subtil și eu am preluat așa din mers. O domnișoară cândva mi-a cerut un suport pentru numele de masă și acolo a fost click-ul, acum mulți, mulți ani. A fost o provocare, nu știam cum să-l fac. Bine, a fost o chestie foarte interesantă. Apoi am completat cu partea de mărturii și după aia... Mărturile, pentru cei care nu știu, sunt cadourile pe care îmi dau mirii invitaților când merg acasă. La mărturii, la fel, este nelimitat ca și idee și ca tot ce se poate face, inclusiv decorațiuni pentru centerpiece-uri, pentru masă cu anumită tematică și, în final, umerașele. Umerașele cu nume sau scris orice, a prins foarte bine și sunt foarte curtat. Aici vreau un pic să-ți spun ceva. Știi tu când e momentul cu cea mai mare încărcătură sufletească pentru o mireasă, pentru mire din munca ta? Nu cred că știi. Lucrurile se întâmplă cam așa, că vine dimineața nunții în care toată lumea e agitată. Mireasa e agitată pe de-o parte, mirele pe de-altă parte, mai vin părinții, soacra, vecina, câinele, fizica, toată lumea e agitată. Mireasa vine de la coafor, de la machiaj, e foarte, foarte agitată și există un moment magic pe care, uite, mi se pică și coaforul, e un moment magic pe care tu îl transmiți extraordinar și în momentul în care Paul, care face dinainte, face numeraș. Numerașul e acea bucată din lemn și în partea de jos vine numele miresei, care poate fi Maria, Ilinca, nu știu, orice mireasă pur și simplu, Bright, orice nume. Ei, în momentul în care mireasa își vede rochia târnând așa foarte frumos pe un numeraș pe care o reprezintă, îi se întâmplă o chestie, e magie. Acolo e foarte magia tare. Ta. Păi înseamnă că se va suflet. După, exprimea cu suflet. După care piesa aia dragă și momentul ăla drag și îl amintește de câte ori își punea orice rochiță după aceea în... Pe umerașul respectiv. Asta ca să și știu cât e momentul ăla magic. Am văzut chiar și momente în care, să zic, miresele își țineau bijuteriile agățate după aceea pe... Tot cu drag. Vedeți, a venit tot cu drag, tot din momente dragi nouă. Acum trecem la... Vreau să zicem și un pic la altceva. Cum e Paul îndrăgostit, dar de data asta nu te arată. Paul, hai să te ajutăm. Da, cum ești? Plutești, ești agresiv, vorbești mult, ești vesel, ești emoționat, tăcut. Emoțiile există, bineînțeles. Exteriorizarea lor este o problemă, să zic, știi? Noi, bărbații, nu suntem așa de obișnuiți ca să fim într-o situație de plutire, să zic așa. Dar eu sunt dar totuși ai fluturi. Ce? Totuși, bineînțeles. Trebuie să simți și tu ca noi, adică nu cred că nu simți, știi? Inima tău bate, fluturi tot îi ai. E foarte greu să exprim în cuvinte anumite trăiri, dar pot să spun că e o stare de foarte bine continuă. Minunat. Minunat. Scurt și la obiect. Bun. Acum ar vrea un pic să trecem la ultima parte a interviului nostru, prin care o să... Toată lumea îmi place foarte mult să cunoașteți un artist, dar să știți că fiecare artist, în spatele fiecărui artist, există un suflet, există o persoană. Care e o persoană de foarte mult asemănătoare cu noi și de la care am putea învăța un pic.
Și acum aș vrea să te întreb eu așa pe tine, la testul ăsta nostru fulger. Gătești? Foarte puțin. Foarte puțin. Ești mufturos la mâncare, dacă gătești puțin? Nu neapărat. Îmi plac anumite dish-uri, să zic, și rămân pe ele. Așa? Îmi place și mâncarea tradițională, dar îmi place și mâncarea, nu știu, mediteraneană sau bucătăria. Nu am. Ești un bărbat care face cafea dimineață? De obicei, da. 75%. Minunat! O să-i spun soțului meu că am mai găsit pe cineva care face cafea dimineață. Care a fost cea mai grea alegere a ta în viața personală? Când a trebuit să dau demisia de la job și să lucrez strict în direcția modelaj, artă și asta din profesională. Eu te întreb din personal. Nu știu, te-ai mutat de acasă singur? Sau nu știu? Nu. Sau n-ai avut? Ba, am avut una. Când am făcut un schimb de la o relație la alta. Da. Cred că asta e o alegere grea pentru toți. Știi să ierți? Mereu. Ce-a fost cel mai greu pentru tine de iertat? Depinde. Eu am evoluat foarte mult și ca mentalitate, dar cred că în momentul în care am fost înșelat de cineva, să zic. Și nu înșelat fizic, nu are valoare. Da. Ci să se dea o stare de credere și de fapt să fie o stare falsă. De seamăgire. Da. Pui presiune, ai așteptări de la persoanele dragi din viața ta? Nu am nicio așteptare. Minunat. Dai șansa a doua în viață? A 10-a dacă te iau. Uitați ce bărbat am găsit. Crezi în cauză-efect? Bineînțeles, așa funcționa. Melodia preferată? Sunt multe. Una care ți-e dragă. Și eu am mai multe melodii, toți avem, cred că, dar una care ți-e dragă. Rose, Hotel Hostess. O carte preferată sau o carte care ai citit-o recent, dar care ți-a mers așa... Interviurile cu Brâncuș. Foarte frumos. Vorbeai de farfurii. Avem și o mâncare preferată? Sau nu, neapărat, rămâi la întrebarea? Ba da, rămâne o pizza super picantă. Așa. O formație, un cântăreț, o solistă care ți-e dragă? Nu în mod special, ascult mult jazz, oamenii care îi ascult nu mai există. Ce își doreau părinții tăi să devină? Funcționat. Așa. Că da, diplomația e chiar. Cred că și eu așa, cred că da. Ești impulsiv, reacționezi așa la, da, la primul impuls. N-aș fi zis. Care crezi că sunt componentele principale pentru sufletul tău? Energia, primul singur. Energia. Cânti la ceva instrument muzical? Am încercat să cânt la triolă. A fost un eșec total. Deci vreau mai încercat. Faci sport? Yoga, câteodată. Bun. Care a fost, dacă îți amintești, prima ta ieșire în Occident? La 9 ani cu părinții mei. Foarte frumos. Ești timid? Mereu, numai nu arată. Numai nu arată. Și cu fetele? Cu fetele cel mai timid. Cu fetele cel mai timid. Bun. Spre încheiere, aș vrea să ne spui, nu știu, visul tău, misiunea ta. Sentimental, cred că îmi doresc liniște. Asta este misiunea. Liniște sufletească. Absolut. Cel mai bine. Bun. Ai avea un mesaj pentru cei care ne urmăresc? Da. Întrebarea pentru noi? Un mesaj simplu care mă motivează pe mine și care promovez foarte des. Good vibes only. Asta e tot. Dacă ai good vibes only sau dacă ai tot timpul energia asta pozitivă, nu se întâmplă absolut nimic rău. Și dacă se întâmplă, trece repede. Energia asta pe care v-am dat-o azi, pe mine m-a încărcat, pe cei din spate la fel pentru că zâmbesc toți, sper că și pe voi. Ne vedem în curând cu următor interviu și vom alege din nou o persoană așa cu valoare ca și Paul. Așa că, dragilor, respirați fericire, adânc și cu ochii închiși. Pe curând!